La PC Garage beneficiezi de minim 20% reducere pentru carcase, surse, coolere sau ventilatoare. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salutare tuturor, numele meu este Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO. Suntem pe Mirage, a căsica la codați, nu uitați că un like înseamnă o bifă și cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Hai să vedem ce face domnul nostru de Suspect. 37 cu 12 și 2 asisturi, mamă, joacă bun domnul de Suspect. A vrut să se căușeră spre palat, dar s-a întors către rampă și se uită, adică iese cu ținta pusă, se uită un pic prin perete așa, un picuț doar. Și face kill-ul prin perete, deja avem o bifă, hai să vedem cum vin și următoarele, cred că vin destul de repede. A doua bifă. Și cred că momentan ne oprim aici, adică primele două bife se iau foarte ușor. Și a treia se lua ușor dacă făcea bunny hop, dar vom vedea până la final ce chestii mai are domnul Suspect. Poate bagă un anti-aim, poate bagă ceva, cine știe, păcășepăși. Tot pe a? Ia să vedem. Deci omul a făcut scorul ăsta cu mare cod, mare gol, mare aim. Vine... Se mișcă ceva pe picior, bă! Ai o musculiță asta care vine la luminile astea de studio care îmi sparg mie ochii. E frică un pic, nu? S-o dea cu domnul Zigzag, că... Na, domnul Zigzag e cu capul în jos. Se bagă? Dăm cu 4x? Nu, mai întâi dă o gren... Bine, a vrut... Scopul era să-i dea o grenadă lui Zigzag, numai că s-a dus în altă parte grenada, nu mai contează, nu mai zicem nimic, asta e, trecem cu vederea și s-a retras. Hai să iem cu 4x. A rămas 1 versus 5 și domnul Zigzag încearcă o grenadă de-aia forțică și până la urmă iese pe el, dar n-a ieșit prima, a zis, l-a lăsat pe lui să iasă și după a ieșit el. Ok. S-a terminat runda și a stat AFK vreo 10 secunde, 10-15 secunde. În fine, hai să vedem, o dă cu Zigzag sau? A? Mamă, dar oamenii se folosesc bine de wall, nu? Glumă, adică, vedeți? Ăla se bagă după perete, iese el și face pic. Bine pe aim. Păcat că acum te pușează doi oameni și nu ăsta ai ce să faci. Și mai venea și unul din bază, nu? Chiar în spate. Chiar în spate și și-a luat-o. Ia, opa, un bunny hop, ceva? Ia, că se duce prin palat, s-ar putea să bage acum, nu? Nu, a, nu e, nu e genul lui The Suspect să folosească bunny hop-ul. Nu e genul lui. Stați ușor. Nu, poate data viitoare, acum nu. Cine știe. Cu altă ocazie. Oh, a făcut kill-ul cu moliu. Și și-a luat câteva hituri sănătoase de la Zigzag. Hai să dăm cu 4x. Să vedem dacă se mai întâmplă vreo bifuță ceva runda asta, deși nu cred că, na. 2 HP versus 7 HP, cine câștigă? 2 HP a câștigat, mamă. L-a bătut de Suspect. Bine, oricum era hit versus hit, că aveau, cred că și el avea ori automată, ori AVP. S-a pus o strip pe bombă, l-a bătut prin cutie. Super tare, niciun bunny hop în continuare, niciun greeting, nicio lamă pe ai lui sau vreun hit așa, îi bate prin smoke. Dar chiar, ai lui au cuduri? Nu par să aibă, parcă intră și așa ca oamenii. Numai că The Suspect e omul cu coduri, vedeți? Ei parcă ar juca normal așa, nu știu, nu știu ce să zic. Îl bate pe Zigzag, mamă, și pe Heron. Oare doar el și Zigzag au codurile? Nu, no, Zigzag are 19 cu 20, mă. Heron e ăla cu scor mare și l-a bătut acolo, a zis, nu era cu capul în pământ Heron sau ceva de genul ăsta, în fine. Hai să vedem mai departe, suntem în căutare de bife și au luat Dita mai bătaia acolo în casă la B și se duce pe A, nu? Păi da, a zis gata, nu mai schimbăm planul, mergem la A, că la B, mamă, ne-am luat-o bine-s. Vine, no, nu vine, am zis că vine Moliu, dar n-a fost să fie. A bubuit sus acolo. Da, îi dă Heron Moli, vedeți? Îl stinge. Aha. Și stă și se întoarce. Câte kill-uri a făcut? A, doar 50 de kill-uri. Nicio problemă. Doar 50, ce? E ceva ieșit din comun să ai 50 de kill-uri într-un match? La 14-14? Ok. Se bagă în... Iar a rămas singur, mă.
Da, cred că ai lui sunt cam curați toți, că prea mor așa pe capete. Zigzag, ia uite-l, săracul, cred că numără firele de nisip de pe jos. Mamă, mamă. Și a câștigat runda, nu? Da. Era 1v5 oricum, domnul de suspect. Hai să vedem dacă se face egalul sau, vedeți că a început să dea puși cu seringa. Ohohoho. Altă viață. Altă viață și ușor, ușor o să... Aha, 54. Ia să vedem, 55 imediat. Uh-huh. Și urmează 56 dacă îl bate pe cel din CT. Hai să vedem. Ultimul kill din acest match. Opa, opa. Nu l-a făcut el. 55 de kill-uri. Easy peasy. Frumos. Doar două bife. Fără bunny hop, fără griffin. Bă, omul era ok cu ai lui. Nu a vrut să dea nici, nici bunny hop n-a băgat. Aiurea. Shaorma fără sosuri, fără carne asta aici, nu? Bă, direct shaorma fără carne. Hai să trecem la următorul, prieteni, și să vedem ce are și ăla. Nu uitați că aveți reducere la PC Garage la absolut orice comandă cu codul OneFlash în coșul de cumpărături. Super ușor de ținut minte. Și am ajuns tot pe Miraj la domnul de sas, pe care de data asta are 5 kill-uri, nu 55. O, da, au un bot în echipă. 5 cu 0, totuși la 8-1, n-am murit niciodată. A, e match din ăla, mă, stați așa, am zis că sta feca. Oricum, Griffin, vă dați seama. E bifat din start, dacă stă AFK și câștigă runde și chestii. Cam greu să ne dăm seama cine dă de rank și cine rankează, că aparent cei de la CT sunt în bază la Teros și cei de la Teros sunt în bază la CT. E foarte interesantă treaba. Totuși, știți cum se mai întâmplă în meciurile de genul ăsta? Ok, ce ciudat se mișcă. Câteodată se mai trezește și de suspect și pleacă, l-a făcut kill-uri. Așa că o să-l ținem pe 4x, pentru că s-ar putea să vedem și ceva ai, mult chestii. Oricum, ăsta e un match prefabricat, ca să zicem așa, vă dați seama. Ia uite. Se ce ăla de la Tero cu bomba pe B? Domnul de suspect în continuare AFK. Și vedeți că e AFK, dar are ceva apăsat. Ia uite-l pe ăla cum face, stânga-dreapta. Ia să-i dăm cu viteză normală. Mamă, se... Vedeți cât de încet se învârte? Clar este ceva bot, mă rog, un bot pe un cont real de Steam sau ceva de genul ăsta. Uite că s-a trezit domnul de suspect. Ha-ha! Hai să vedem cum o dă. Și-a luat-o direct. Mamă, dar aia joacă și cu coduri. Ia uite, cu spatele, cu mamă. Ce e aici, mă, tată? What? Și-a luat AVP. Hai să vedem dacă are aim sau all. Rapid, așa. Se bagă la jungle. Cu ținta fix unde e iceberg. Da, vă dați seama că are mare wall. Pentru cei care ar fi zis că nu, domnul de suspect stea fecat, că a avut ghinionă să pice în acest match fără voința lui. Și stea fecat că nu avea chef să se joace așa ceva. Și păcâșe păși, mare wall ce avea acolo. Acum stă iar AFK. Știți ceva? My friendos, cred că îi bifăm cu de toate la domnul de suspect. Ori se boostează, de fapt, nu că ori se boostează, cu siguranță se boostează, iar cu siguranță celelalte conturi de pe CT probabil că erau pentru de rank sau ceva de genul ăsta. Nu știu cum a intrat în Overwatch totuși. Da, interesant. Dar ce cert e că Wall avea, da, ați văzut, Griffin-ul bifat, că a stat o grămadă AFK și Other External Assistance pentru că folosea ceva care să-l facă să nu ia kick. Ați văzut că stătea pe loc, stătea AFK fără să se miște, nu lua kick, păcălea jocul și din punctul ăsta de vedere. Wall-ul bifat și aim-ul a făcut doar un kill, dar din moment ce făcea toate chestiile astea, de ce n-ar fi avut aim? Oricum, a tras așa din mișcare cu AVP-ul ăla, cum s-a dus el Free Fire acolo după colț unde îl știa pe jucător acolo pe lemnul ăla de la window. Deci n-am nicio reținere să-i dau toate cele 4 bife.
forță. Nu uitați că aveți reducere la PC Garage la absolut orice comandă cu codul OneFlash în coșul de cumpărături. Super ușor de ținut minte. Păi dacă mai devreme n-a fost cu de toate, să nu fie acum. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, dați-i un follow pe Insta OneFlash cu 0 și vă urez o zi cât mai bună în continuare. Ne revedem diseară pe live. Tuc, pa!